Fii atentă, asta după cum le are aranjate, e un super tobat. Bun, deci această muscă vorbește limba română. Arăți într-un anumit fel. De unde ai venit? Din Chișinău. Din Chișinău? E Carlos Dreams. Nu e, mă. Succes! Baftă mult! Puțin încearcă să ne ia și ochii din Maurici. Ia zi, tăticule, tu al cui vis ești? Vin din Chișinău. E, vezi, deci tot un Dreams e și el. Aha. Cum te cheamă? Petruț. Petruț, bănuiala mea, nu te cunosc, habar n-am. De cât timp cânți la tobe? Pentru că e o diferență între a bate la tobe și a cânta la tobe și tocmai ne-ai arătat tu care e diferența. Dar eu te bănuiesc că tu cânți de ceva timp la tobele astea. Greșesc? Nu greșiți. Se simt niște ani. Cam cât să fie așa? Fac asta de la 9 ani și acum sunt lector academic la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Atât nu pot decât să... Nu pot decât să-ți mulțumesc ție că ai venit pe scenă și bunului Dumnezeu că mi-a dat urechile astea care nu mă înșeală niciodată. Mă simt ca la examen. Domn profesor, mergeți în etapa următoare cu 4 de dași. Vă mulțumim mult de tot pentru vizită. Vă iubesc. Mersi mult. Nu știu cine era, poate era un cunoscut. De asta zic. Mai de aia și-o fi pus și masca, știi, după aceea zici, a, tu erai, mă, băiete. Bun, bun, de tot. Adică trecerile e cel mai, frumos. Acum, by far, cel mai șmecher tobar pe care l-am avut noi pe aici.